Îți dai seama că mai am, mai aveam și mai am și acum prieteni de ăștia care, bă, se îmbracă la costum, care, na. Am luat vreo 8. Ma, să l-am fie. L-am sunat pe unul, pentru mine am luat 2, știi? Unul deschis un cafea cu lapte, așa, un crem, cred că îi zice, și unul negru. Am zis, bă, să am unul și de zi. Unul de zi, unul de seară. Am mai sunat niște, bă, vrei că e unul costume originale cu... Da, frate, ia și mie un 452. Ia întreabă, are cu 2, are cu ăla. Da, frate, mi uite, ăsta e. Dă-l încoa și pe ăsta. I-am sunat pe toți, am luat 7-8 costume. L-am sunat pe unul care stătea pe la televiziunea română să vină cu banda acasă. Că dă un la tine cu 1000 și ceva. A venit ăla cu bani, i-am dat la om banul, am băgat costumele la mine la portbagaj și vine unul dintre ăia care, bă, originale, vine și zice, hai mă că ți-am adus banii, zice, unde-s costumele? Zic, la mine în portbagaj, ia cheia și du-te. Să duce ăla și ia costumul lui, vine înapoi la cafenea acolo, ce bă, Roberte, bă, astea sunt nașpa. Te bă, dar aici, că îl cunosc pe ăsta, eu cumpăr haine de la ăsta de 2-3 ani de zile. Zic, are haine bune, ești nebun. De ce? Îl mai sunam pe ăla și îmi zicea, frățiorul meu, sâmbătă mă întorc, că sunt în Germania la treabă. Frățioare, sunt prin Italia, că m-am oprit că e rost aici de ceva. Vin în 10 zile. Da, da. Instabil, cum mă știi? Nu te știu eu, nu te știu eu, nu eu, nu. Bine, altcineva, dar tu îl impresariezi. Și zic, bă, e om se... Și să uită, bă, Robert-s nasoale, zice, bă, eu știu de unde să fac astea. Zice, ăia le vând cu 4 milioane jumate. Nu te văd aici, bă, cum să vândă cu 4 milioane jumate. Păi 4 milioane jumate, ești nebun. Băi, Roberte, sună pe cineva și zice, hai cu mine. Îți dai seama că nu mai mai arzi nici de cafea, nici de stat în oraș, nici de... Da. Îl sun pe ăla și zic, băi, Giovanni. Așa, Giovanni mi-a venit acum. Da. Nici o... Legătură. Să nu se leagă lumea că vorbim de vreun Giovanni cunoscut. Zic, băi, ești nesimțit, păi iau de la tine atâtea mea... Să moară, să facă, să dreagă. Robertino, păi tu ești fratele meu. Cum, bă, ești nebun? Zic, bine, pe unde ești? Zice, păi cum mai duc, că mai vrea cineva? Zic, bine, hai că te sun într-o oră, două. Păi și ne-am dus pe lângă Dragonul Roșu, Dorali, între Dragonul Roșu și Dorali. Da. Într-o hală, o hală, practic, un garaj, unde cred că erau 40-50 de mașini de cusut cu 40-50 de croitoresc, fiecare mașină cu lucrătoarea ei, unde se făceau costume de-astea, costine. Ma. Și aveau Hugo Boss, Versace, Armani, saci de etichete, 450 de lei, 4 milioane jumate, că nu era cu... Da, 4 da. Milioane jumate. Eu cu toate alea nu... I-am zis, ăsta îl cunoștea pe ăla de acolo, bă. Omul, un doctor chirurg bun, știi, și tot timpul la costum. Zice, bă, Robert, zice, eu, zice, și la colegii mei, că sunt foarte bine făcute, ești nebun, are materiale bune, aduce materiale din Turcia, etichetele, treaba lui, ce face cu ele, dar zice, nu se șifonează, eu stau pe scaun, stau la mașină, da. Stau, nu mai îmi dau haina jos, zice, când mă dau jos din mașină, dar ajung la spital, e haina impecabilă, frate meu, nu se șifonează, de-aia cumpăr de aici. Și dar tu când mi-ai zis că sunt original și îl cheamă pe băiatul ăla să uită în portbagaj și începe să râdă, știi? Zice, sunt de la mine, mă. Zic, bă, păi nici nu le-ai desfăcut. Și bă, păi eu nu știu huțele astea, umerașul cu alea. Zic, bă, te rog eu frumos, desfă unul și uite-te. Și scoate unul și zice, hai să spun unde are etichetele ca să vezi că-s făcute de mine. Zice, uite, în buzunarul ăsta două, în buzunarul ăla altare cum să spală, în buzunarul ăla are alea, pe pantalon are acolo. Și zic, da, l-am sunat pe ăla și am zis, bă, vino să-mi dai banii înapoi că m-am făcut de rușine la toată lumea, ești nebun. De ce, frățiorul meu, zic, vezi că sunt pe drum, zic, acum mă întorc de la Dorali, de acolo, de la... Da, frățiorul meu, lasă că ne întâlnim. Și a venit omul, păi, Robert, asta e afacerea mea, din asta câștig bani. Frate meu,
Le iau și eu de acolo, le dau mai departe. Mi-a dat, i-am dat costumele înapoi. L-a întrebat, m-a întrebat, bă, zice, dacă vrei să-ți iei un costum pentru tine, că te-ai făcut de rahat, ia-l pentru tine, nu te costă nimic. Le-am dat pe alea, mi l-am oprit pe ăla, că-ți dai seama, l-am și acum, jur că l-am și acum. Da? Da, l-am, pe cuvânt de onoare. Și mi-a dat omul banii înapoi, dar bă, asta era meseria omului, știi? Și veneau de-ăștia cu costume, cu... venea cineva cu pantofi, tot așa, cu... să purtau aia cu ciucurei, știi? Gen... Da. Da. Piele întoarsă, mocasin, deci se purtau și atunci. Și veneau toți, și de-aia te duceai acolo, că mai luai un telefon mai ieftin, mai luai, te îmbrăcai de la portbagaj și te vedea și lumea, știi, că încă era atunci cu, mamă, uite, e ăla acolo, uite, și îți plăcea în seama așa, știi? Și asta era cu hainele și cu dorobanțul, știi? Cu... Dar... Să știi ce, în ziua de azi nu sunt cum te duci pe la cafenele, pe Decebal, pe unde te duci, prin ce nu vin să te mai n-ai, nu ți s-a întâmplat. Șeful, vrei un parfum? Nu. E, nu. Nu mă duc pe Decebal, nu umblu, nu. Nu prea ies în oraș, nu. Și eu ce tâmpit, nu, nu te duci. Nu ies. Se întâmplă și acum, vin cu DVD-uri, cu CD-uri, MP3-uri, de-alea pentru mașină, da. Să fie multe... cu filme, cu fel și fel, știi? Așa era și atunci. Fiecare cu meseria lui, știi? E mai nasol când ajungi de la pantofi la, nu știu, să faci altă meserie, știi? Dar știi cum e cu pantofii, nu? Nu. Nu știi povestea cu pantofii? Poți să-mi spui, bine, te rog. Ca, uite, nu știi, ca să vorbești și tu, că dacă tot te-am invitat, să zici și tu ceva. Pe scurt, povestea cu pantofii ar fi așa, că Ionuț Chirila are un spațiu undeva, nu știu, la Nisa, habar n-am, în zonă. Nu știu exact, că nu mă pricep, nu cunosc zona, n-am fost, nu voi merge probabil niciodată. Bine, poate te invit acum, că doar l-ai pus acolo. Nu, că m-a invitat de multe ori, stai liniștit, nu m-am dus niciodată și nici nu o să mă duc vreodată. Acest de pantofi, domnul Chirila, în timpul liber? Nu. Are un spațiu. Vinde, dar fii atent cum îi vinde. Da. Are un spațiu, înțeleg, pe care l-are închiriat unui business de pantofi de lux. Aha. Și conform înțelegerii cu respectivul care are magazinul, îi dă din fiecare linie de pantofi pe care o aduce în magazin, nu știu cât, habar n-am să-ți spun, niște perechi de pantofi. 3. Păi exact. Exact. În schimbul faptului că îi pune la dispoziție spațiul respectiv, îi dă niște perechi de pantofi pe care, na, el e liber să facă ce vrea cu perechile respective. Poarte, pe unii poartă și pe alții valorifică și valorifică, înțeleg, prin țară. De aici și povestea cu șumudică, cu portbagajul, că vezi că am găsit niște perechi de pantofi sau cum. Dom'le, cum a zis șumudică atunci? A fost criminal. A făcut o mașină accident și avea niște pantofi în portbagaj. Nu, a zis, zice, să vină, îi transmit să vină să-și ia, că și-a uitat pantofi în portbagaj după ce a venit la Chiajna după el, știi? Aha. De aici a povestea cu pantofii, asta e povestea cu pantofii. Și da, printre clienții lui și Borcea și Turcu erau, din câte știu eu, da. Adică Turcu povestea, uite, placu, mă arată, zic, da, arată. I-am luat, că are și-a luat și Cristi, că tot ce-și lua Cristi, își lua și Dumnezeu să-l odihnească pe Vasile Turcu. Tot ce-și lua Borcea, își lua și Vasile Turcu. Da. Și pantofii, da, erau de la Chirila, unii dintre ei, evident. Așa aflu și eu că, într-adevăr, domnul Chirila are o vastă cultură și adică să pricepe și la fotbal și la pantofi. Asta nu are legătură însă cu meseria lui de antrenor, cu regimentarea în trasee și automatism. Da. Într-un episod viitor, o altă dezvăluire. Le spunem oamenilor. Auzi, nu, te întreb ceva personal așa, poți să te faci... Zi. Poți să mă întreb absolut orice. Da. Nu-ți fie rușine, zi. Ți-a plucat vreo pereche de pantofi? Niciodată, nu. Nici măcar un capă de ață, nimic, nu. Da, e niciodată. Ceva profesional, n-ai acceptat sau nu? Hai că Niciodată, nu. Dacă mă duc la... vreau să mă duc la pește săptămâna viitoare. Dacă mi-aduci un chil de pește în fața ușii, ți-l las acolo, nu-l las acolo că se împute, ți-l dau înapoi, dacă nu vrei să iei, îi dau cuiva, dar sau îți dau banii pe el, altfel nu-l accept, să știi.
Am înțeles. Nu că mă gândeam că dacă prind mai mult, poate vând și eu pește. Da. Dar să fie de ultimă linie, pește ca lumea, adică să fie... Păi da, de la baltă direct. Adică exact. Eu unde mă duc la baltă, acolo se plătește 3 milioane acum, de când apune soarele până de când răsare până apune. Știi? Da. Adică uite că am discuții cu el, apropo de impresariat, am discuții că mai ieșim și nu știu, mai ieșim, mai mâncăm uneori. Da. Nota se plătește fiecare ce a consumat, adică și e o convenție clară pe care am avut-o de la început, am zis nu discutăm, nu plătești tu niciodată sau eventual plătesc eu, dar nu plătești tu niciodată nimic, nici măcar un leu în plus. Adică da, mi se pare normal. Normal pentru că, este că nu vrei eventual în momentul în care comentezi ceva despre el să te simți obligat, domne, m-a scos la masă. Păi în asta constă de fapt integritatea unui ziarist. Adică, bă, nu te poate agăța nimeni niciodată cu nimic. Ți-am dat un... Că nu știi când se întoarce chestia asta. Peste 10 ani te ceri cu cineva și ăla spune, păi ai uitat, mă, când ți-am dat o cafea? Da. Frate, nici măcar cafeaua nu o plătești tu. Mi-o plătesc eu. De ce s-o plătești tu? Uite cum face. Hai că o plătesc eu, te scăt. Da, ieșim la... Bă, cum să mă recompe? Că mi-e rușine de oameni pe care îi sun și tot timpul da. Intră, sau, știi? Așa. La toți le zic, rămân la cafea. Nu trebuie, nu. Să țină Dumnezeu obiceiul că te invit în fiecare. Stai că până mă invit sub toate, te invit eu săptămâna viitoare, să ai liniștit că vedem. Am zis să mai treacă 2-3 etape, că poate mergem în 3, știi, că o să fie mai liber și prietenul tău, știi? Cum ar fi? Asta chiar ar fi. Aș muri de jur. Asta ar fi o emisiune, într-adevăr. Criminal ar fi. Tu, eu și el în același studio. Nu, eu n-am nimic, eu îți repet, jur acum, m-a deranjat și m-a spoală pe el. Adică, bă, dacă tu zici că, și a zis-o la modul cum că, bă, că sunt cu capul, că mi-am cerut scuze, nu știu cât, bă, eu consider că dacă ai biluțe și care vorbești consideră că ai greșit față de el, sau, bă, îți prezint scuzele, nu? Dacă ești într-adevăr. Eu am făcut o ieri. O să vezi că se va întâmpla asta. La cum îl cunosc, se va întâmpla. Îți va cere scuze. Probabil peste câteva săptămâni, când o să aibă mai mult timp liber, poate o să reflecteze și va contacta. Da, spune exact. O să fiu și impresarul împăcării voastre. Mircea Radu o să fiu. Deci e clar că se întâmplă ceva. E clar că se întâmplă ceva, dar fii atent cum comentezi. Și am văzut emisiunea cu Bobby Verde și cu tricou ăla cu... Ăla, ea că am făcut zon pe fotbaliștii ăia de la Craiova. Da, știu ce și spui. Și acum am trecut secundă acolo, adică eu dacă eram în vestiar, jur, eu îi ziceam de când intram în vestiar. Bă, păi nu mai suntem trompete, acum ce cauți mai aici tu? Păi nu se lăsă așa, Costine? Ba da, vezi, dar na, acum fiecare trebuie să se gândească, bă, stai puțin, că poate îi demonstrăm omului că suntem altfel decât ne-a văzut la televizor. Cine, că ești om, ai o vastă cultură fotbalistică, ce naiba? Bă, cine nu crezi că se întâmplă așa, nu? Păi cum ăla mă face zob și bă, eu să zic, lasă-mă că-ți demonstrez eu ție. Nu, da, păi nu. Sunt mulți străini și probabil că nu au văzut, nu știu. Costine, fii atent, eu am ajuns în Viena, în Israel, unde se scrie cu hieroglife de alea, cu dă nu înțelegi nimic. Deci n-ai cum să înveți. N-ai cum să înveți. Bine, eu și o viață dacă asta, cred că și dacă mă nășteam acolo nu învățam. Știi? Așa. Păi când a scris prima oară ceva nasol de mine, mi-au zis vreo 7-8. Stai că-ți traducem noi, stai că și români, și izraelieni, și africani, și mi-a zis mie un prieten care e izraelian și citește și mi-a tradus în engleză și eu zic ce în engleză și cum să nu spună când e de rău, toată lumea spune. Eu de-aia am și zis de pantofa, uite că iar mă iau una, de-aia am și zis cu, mă, poate i-a zis cineva și el n-a văzut exact tot ce am spus eu acolo, știi? Ironia și... Că te sună cât un prieten zice, mamă, te-a făcut, mamă, ce ți-a făcut Roberniță, te-a făcut muci. Mamă, ce te-a distrus. Da.
doua zi intri și sau îl suni pe, bă, bagă-mă și pe mine mâine că vreau să zic și eu ceva. Da, și după aia dai seama că de fapt Robert Niță n-a zis chiar așa. Eu am zis că dacă eram președinte, director, cu om cu putere de decizie la ASA Târgu Mureș, după ce a plecat Chirilă, după ce a apărut video-ul ăla, pe la ori îl amendam de sărea din ghete, ori îl dădeam afară. Dacă îl găseai, da, sigur îl găseai că știau toți cine. Păi știe toată lumea cine, mă, ceva, știa toată lumea, da, de atunci. Da, da, cine, da, era, cum să nu-l găsești? Cum? Da, așa, păi e, nu, așa știi e. Cum îl găsești dacă nu știi cine era? Te duci în vestiar, în sala de ședințe. Așa. Toată echipa, da? Băieți, pentru ce a apărut în presă 25% din contracte pe luna asta, toată lumea. Și vine unul la tine după ce ieși de acolo și zice, știi că n-am fost eu, de ce eu, că a fost... Păi nu! Așa, bă, băieți, da, ies afară acum să vorbesc cu Neamircea Rednic, cu antrenorul, și revin peste 3 minute să mai vorbesc puțin cu voi. Gândiți-vă până atunci, ori faceți chetă să-i dați lor la 25% și da, suferă doar unul, ori plătiți toți, pentru club e mai bine că economisim bani. V-am pupat, revin peste 5 minute. Nu l-afli? Ba da, l-afli în secunda 2. Ce mai, bă. Da? Da. Asta cu, fii atent, asta te mai întreb și gata, că uite, iar... Așa, zi, lasă că avem timp, ne mai vedem. Când erai la începuturile și te trimiteau, că n-ai început direct ca moderator, că ai luat-o de jos, nu? Da, te mai, da, duceai prin țară, te mai... Gândeai exact cum gândești în momentul de azi? Da. Sau ai schimbat și tu pe parcurs mult? Nu, 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 nu. Asta am avut tot timpul să nu... Nu știu, să nu... Să nu pot fi agățat niciodată cu nimic. Adică să nu... Să nu te agațe nimeni cu nimic, să nu, pentru că nu poți, nu mai ai niciun fel de independență. A, uite, ne trimitea Dragomir cu doar cu biletul de dus. Acolo erai legat de mâini și de picioare, n-aveai ce să faci. Când eram la Sportul Român, chiar n-aveai ce să faci pentru că trimitea la Bistrița și clubul gazdă îți cumpăra biletul de întors. Aia se știa, aia era, deci nu exista să-ți dea bilet de întors vreodată Dragomir. Adică acceptai sau plecai de acolo, știi? Era simplu, la, îți dai seama. Era la Sportul Românesc, nu? Sau... La Sportul Românesc, da. După aia de la ProSport, asta a și fost prima chestie pe care înțeleg că Sârbu a discutat-o cu Ianițoaia și cu Tolontan. De acum încolo, ziariștii au tot ce le trebuie în deplasare pentru a nu exista dependența asta de vreun club sau... O chestie foarte tare din partea, din punctul meu de vedere, ca un patron de media să gândească exact așa. Adică, și știu sigur că asta a spus-o, pentru că mi-au spus-o toți trei. Adică și Sârbu mi-a recunoscut chestia asta și au recunoscut-o și Ioanițoaia și Tolontan. Da, domnule, a fost clar, nu mai există dependență de cluburi. Oamenii sunt plătiți, au diurne cum trebuie, să-și poată permite să mănânce într-o deplasare, nu să stea să atârne pe la cluburi. Pentru că asta, adică eu îți respect meseria și angajatorul tău îți respectă meseria. Nu te trimit acolo ca pe un pion al cuiva să scrii ce convine acelui cuiva. Iar na, la Dragomir se întâmpla chestia asta pentru că na, el avea relația cu președinții de club. Era și urma să fie și un conflict de interese dacă n-am fi plecat atunci. Bine, l-am mai avut ziarul un pic. Mai era și președinte de religie, era și președinte de ziar de sport. Era cam nasol, știi? Președintele la Liga a venit în 97, cred, nu mai eram la ProSport, deja plecaserăm toți. Dar, adică, ok, acolo erai legat de mâini și de picioare cu biletul de tren, dar nu, asta să-ți dea cineva, să-ți dea bani, să-ți dea, să te ducă la masă. Să... Da, s-a întâmplat, fii atent, s-a întâmplat vreodată să scrii ceva, să nu știu dacă era cu, să aprobe cineva articolul sau corectura sau să, și pe urmă să te cheme direct șefii sau Dragomir să zică, băi... Nu, pentru că eram prea mic la început. Mă duceam la meciuri de Liga a doua, probabil că s-ar fi întâmplat dacă aș fi ajuns să scriu, nu știu, meciuri importante, dar nu scriam. În primii ani de presă, nu, n-am scris, am scris meciuri de Liga a doua, după care am trecut la fotbal internațional, unde n-aveam nicio tangență nici cu cluburile din Liga a doua, nici din a treia, nici din Liga a întâi, deci cu România nu mai aveam tangență cu fotbalul românesc, până în 99 n-am mai avut, după 3/4 de an la Sportul Românesc. Dar fii atent, ești un jurnalist tânăr, foarte tânăr, te trimite așa, la Sportul la... Mulțumesc, da. Nu erai vreun bogătaș, nu? Să-ți permiți să... Da. Și totuși nu... Bă, de unde, bă, nu știu, eu cred că aș fi cedat în locul tău. Aș zis, bă, asta e situația, ce să fac? Rămân mor de foame, hai că să-ți mai dea ăla
un milion în plus sau lângă biletul de tren să spună 2 milioane. Și până la urmă e tăria asta, nu? Că știi că ești amărât, că ai un salariu, dar bă, salariul ăla, da, nu să pleci de nebun până la Bacău, să vii noaptea înapoi cu trenul sau până la Suceava sau... Da. Și te gândești, bă, păi ce fac, bă, că dau din banii aia care trebuie să trăiesc la București din ei. Hai că lasă-mă să accept să-mi iau și o cameră de, la hotel, poate să mai ciocăne și cineva la ușă mai târziu, să mai îmi dea și 2 milioane în plus. Asta a fost, uite, asta nu m-am gândit cum aș fi reacționat, asta a fost norocul meu că eram prea mic și o miză mult prea mică. Adică la Liga a doua era, n-am ajuns la Liga întâi unde erau probabil mizele mari și într-adevăr culisele foarte mari. La Liga a doua era așa, erau, și nici nu mă duceam la meciurile echipelor importante de la Liga a doua. Uite că a venit la mine muscaia de la tine. Adică prea puțin am stat la început în zona asta. După care ți-am zis, la ProSport, când am revenit să scriu despre fotbalul românesc, deja era altă situație, adică aveai diurn, aveai tot ce trebuie, știi? Dar uite, țin minte, din primele luni când scriam, mi-am dorit tot timpul să scriu ce văd. Adică dacă cineva ar fi venit să-mi spună, bă, uite, știi că noi am vrea să... I-aș fi spus clar nu. Dar nu s-a întâmplat. Adică nu s-a întâmplat să vină cineva să-mi spună, bă, uite, ar trebui să scrie așa astăzi. Nu, asta măcar, slavă Domnului, nu știu. Poate că dacă aș fi stat foarte mult și aș fi ajuns la Liga 1, niciodată nu pot să spui niciodată, dar fibra morală, sunt convins acum că m-ar fi ajutat să refuz chestiile astea, știi? Da, era, ți-am zis, pe de altă parte, era complicat când nu te trimitea nimeni cu bani pentru, de exemplu, pentru deplasare, știi? Era, da, bine, se putea întâmpla și cred că se întâmpla chestia asta, să nu scrii ce trebuie, aia să-ți plătească biletul, dar data viitoare oamenii din redacție care erau în contact, erau niște oameni în redacție, ăia mai bătrâni, ăia știau imersul, unde te trimit și de ce te trimit și cum te... Și eu un băiat bun, ai și tu grijă de el. Exact. La un moment dat ăia nu te trimiteau, știi, dacă vedeau că probabil că nu... Asta era metoda de a împiedica ca un tip care vrea să scrie ce a văzut, să nu mai ajungă să mai scrie ce a văzut și să scrie altul care scrie ce trebuie să fi văzut alții, ce trebuiau alții să fie văzut, da. Și cred că e greu, nu, să avansezi, nu? Că până la urmă... Ți-am zis, am avut noroc cu chestia asta, că a venit foarte la scurt timp. În primul rând am avut noroc că am trecut la fotbal internațional, când eram la Sportul Românesc. Și acolo nu venea Manchester United să zică, bă, ești tu cane, ia vezi că ai scris tu nasol. Deci scriai absolut ce voiai și cum voiai. Mă rog, evident, conform cu ce vedeai tu acolo, ce ți se părea ție că s-a întâmplat. După care la ProSport deja era altă cultură. Adică ProSport a fost primul ziar de sport care a avut totuși o cultură occidentală. Bă, ziariștii sunt niște oameni respectabili, nu sunt niște marionete pe care le trimitem noi la intervenții, știi? Aha. Ca arbitrii. Da. Erau arbitri. Din păcate. O să vorbim, o să mai vorbim și despre asta cu jurnaliștii. Îți promit că o să mai vorbim, că știu multe povești. Poate că nu o să dau numele cum faci tu și tu nu o să cauți prin laptop numele, dar o să-ți promit că o să-ți mai povestesc din asta, mai discutăm. Ce să zic, îți doresc un weekend plăcut, nu te întreb la meciul României cu Germania, că mi se pare că suntem într-un punct în care nu putem să sperăm la nimic. Vedem, na, speranța moare ultima, dar nu avem pe ce să ne bazăm cu speranța asta în seara asta, nu. Doamne ajută să-ți meargă bine și cu impresarii în continuare. Păi vezi că ești invitația e deschisă. Când vrei tu în studio, vii, iar o să zică lumea acum că ești adus pe mână. Te aștept în studio să vedem, poate, na, cine știe, mai schimbă cineva un antrenor? Mai... Doamne ajută, aștept. Dacă mai auzi pe cineva un 42, vreau și eu pe negru. Te-am pupat, ai grijă de tine. Mulțumesc mult, mulțumesc încă o dată, te-am pupat. Seară bună, ceau, pa.